Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, o nouă întâlnire aici pe televiziunea dumneavoastră preferată. Invitatul nostru din această seară este nimeni altul decât domnul consilier local Cornel Pătrulescu, președinte PNL Bustuchin, cel care a primit drept la replică după emisiunea de săptămâna trecută, în care domnul primar Ion Ciocea, primarul comunei Bustuchin, a făcut referiri la persoana domniei sale, a domnului Cornel Pătrulescu. Iarăși domnia sa este prezentă astăzi alături de noi, în fața dumneavoastră, ca să clarifice aspectele care au fost puse în discuție, din lumina celor pe care le consideră necesare domnia sa, domnul consilier liberal Cornel Pătrulescu, consilier în comuna Bustuchin, consilier local. Bine ați venit, domnule consilier! Bine v-am găsit! Bună seara telespectatorilor și telespectatoarelor dumneavoastră! Vreau să salut în mod deosebit pe cetățenii comunei Bustuchin, care trebuie ca să lămurească anumite aspecte mai ales la ce se spune în ultimul timp despre persoane, despre problemele care există în comună. Și de aceea am venit, pentru că se spun foarte multe, dintre care foarte multe sunt false, se fac multe atacuri la persoană, ceea ce nu este normal, trebuia să ne respectăm, să venim cu o dezbatere pe proiecte, dar asta este politica la nivelul actual. Să spunem, stimate domn consilier, că dumneavoastră sunteți și candidatul liberalilor pentru fotul de primar la Bustuchin. Da, voi fi candidatul Partidului Național Liberal. Pentru aceasta vreau să mulțumesc în mod deosebit echipei liberale de la județ, domnului președinte Dan Vâlceanu, domnului vicepreședinte Robert Ciocioi, domnului Tănăsie Cristinel și celorlalți care au avut încredere în mine încă de când m-am alăturat dânșilor și am susținut la europarlamentarele din mai de anul trecut. Deci tot ceea ce am discutat cu dânșii a fost bătut, să zic așa, bătut în cuie 100%. Toată lumea s-a ținut de cuvânt. Nu a existat politica. În mod normal, capitalul politic este încrederea și la acești oameni am găsit încredere și mi-au dat încredere. Deci sunt foarte mulțumit de relația pe care am avut-o cu dânsii. Vreau să vă întreb puțin despre proiectul dumneavoastră pentru comunitate, deoarece, așa cum spune românul, numai mâine, nu-i poi mâine și veți intra în campania electorală pentru alegerile locale. Ca atare, vreau să prezentați, cum spuneam și la începutul emisiunii, în lumina celor pe care le-ați văzut și considerați dumneavoastră că sunt așa cum le vedeți dumneavoastră, care sunt realitățile din comuna Bustuchin la momentul 2020 martie și ce propuneți dumneavoastră ca și proiect pentru comunitate cetățenilor care vor fi chemați să voteze între candidații care cel puțin până acum sunt trei, așa cum spunea și dumneavoastră, dumneavoastră de la Liberal, de la PSD, fostul adjunct al domnului primar Ion Ciocea și domnul primar în funcție Ion Ciocea. Da, vă rog, domnule candidat. Deci, în primul și în primul rând vreau să le reamintesc cetățenilor Bustuchin și să le mulțumesc celor care m-au sunat să ridic această problemă. Este o problemă foarte gravă, după părerea mea, problema de la fondul funciar, de la cărțile funciare, de la cadastru. Din ce aud de la cetățeni, un procent de 40-50% dintre acestea prezintă foarte mari probleme. Când s-a început cadastrarea și realizarea acestor cărți funciare, stimate domnule consilier? Cadastrarea s-a început în 2016 și s-a realizat până în septembrie 2016. Dar, destul de repede. Da, destul de repede. Ce vreau să spun la acești oameni? Acum au fost niște ședințe pe sate în care s-a ridicat problema de la cadastru. Domnul primar a venit cu un proiect, acum s-a prins și în buget, a fost prins și anul trecut, câte 50.000 de lei pentru ajutorarea cetățenilor care au probleme la cadastru. Este un lucru bun să ajutăm pe cetățeni, dar vreau să le reamintesc cetățenilor din comuna Bustuchin că în anul 2016
Curtea de Conturi Gorj, cum se spune, Camera de Conturi Gorj, a găsit mai multe deficiențe la primăria Bustuchin. Toată comisia de fond funciar primea un spor de 50% la salariu. Deci s-au dat câteva sute de milioane de lei la toți acești domni care se ocupau de actele de la fond funciar și totuși au apărut foarte mari probleme. S-au dat câteva sute de milioane, dânșii și-au dat un bonus. Nu era normal ca să apară aceste probleme. După aceasta, în vara anului 2016, odată cu venirea PSD-ului la putere, s-a schimbat puțin legislația. Dânșii s-au judecat, au ținut cu dinții de acești bănuți și nu i-au pierdut în instanță, dar problemele oamenilor au rămas. Iar acum, în 2 ani de zile, de la bugetul local, se dă 1 miliard de lei pentru îndreptarea acestor probleme care nu trebuiau să aibă loc. Deci, la un calcul care l-am făcut eu atunci, s-au dat 700 de milioane, de 70 de mii de lei, s-a dat o premiere, un bonus la această comisie de fond funciar și totuși au fost foarte mari gafe. Acum se mai dă 1 miliard pentru a îndrepta acele gafe. Cine este vinovat dacă nu cei care au întocmit actele, cei care au fost în comisia de fond funciar, cei care au aplicat legile de fond funciar? Dar numai comisia devine, stimate domn consilier Pătrulescu, că puteți să luăm în calcul și faptul că nu s-au găsit documentele, pentru că știm și noi după 90, odată cu dispariția cooperativelor de producție, unde au fost zone colectivizate, sau înainte, pe timpul regimului comunist, în mare măsură au mai fost făcute confiscări de documente, chiar și în zone necooperativizate, și toate se cam pierd în negura vremilor. Aici putea să apară inerent și factorul acesta de risc, negăsirea documentelor. Da, evident că se putea merge pe dovada a ceea ce înseamnă viu grai sau transmis din generație în generație. Poate fi parțial adevărat. În primul rând, la păduri, s-a făcut o mare greșeală că nu s-a dat pe vechiul amplasament. Deci, cu toate că s-a făcut o ședință prin 2001, taică-meu s-a ocupat personal de acest lucru, s-a strâns 200 și ceva de semnături de la proprietarii de păduri, toată lumea atunci s-a luat o hotărâre la care a fost prezent și domnul primar Ciocea să se dea pădurile pe vechiul amplasament, după aceea domnul Ciocea n-a fost de acord și s-au dat pădurile cum a vrut Comisia de Fond Funciar din Primăria Bustuchin. Una dintre surprize a fost atunci că un teren în suprafață de 50 de hectare în jurul punctului toponimic numit Pădurea Rece a rămas primăriei. Acolo s-a făcut un loc de picnic. Și foarte mulți oameni nu și-au luat pădurea pe care o aveau. Deci, în comuna Bustuchin, majoritatea terenurilor merg, așa cum se spune în popor, merg curelește. Deci, omul avea, să spunem, o cura de 30 de metri de pământ din apa Amaradia până în punctul toponimic dealul Viilor sau dealul Muierii. Se termina suprafața agricolă, începea pădurea. Și se putea face, de obicei, dacă cureaua ținea până în dealul Muierii, așa se numește la granița cu Vâlcea, era un raport la majoritatea persoanelor de 2-1. Deci dacă aveai un hectar de pământ, aveai circa 2 hectare de pădure. Foarte multe persoane au rămas fără pădure. Deci, și de ce nu și-au revendicat-o, domnule consilier Pătrulescu? Pentru că știm și noi, atunci, în anii aceia, unii dintre noi suntem mai în vârstă, alții sunt mai mici, dar cu toții am trăit frenezia în care omul își cerea, până la urmă, orice curea, orice petric de pământ. Da, eu nu vreau să fiu subiectiv, dar singura dată când s-a putut efectiv cere ca să se îndrepte proprietatea și aceste nedreptăți, a fost pe legea Lupu. Atunci, legea 1 pe 2000, dar ne amintim. Da. A fost legea 1890 și apoi legea... Nu, a mai fost o lege, legea 100... Nu, 100, pe fondul funciar a fost legea 197, dacă nu mă... 189, parcă din 1997, a fost legea 10 pe 2001 și legea 247 pe 2005, când se putea face revendicarea cu martori. Deci, foarte mulți oameni, din ceea ce îmi spun, mergeau la primărie când puteau trebuia, deci procedura era ca să mai depună o cerere. Și
persoanele din primărie le sfăteau să nu mai depună, că era de ajuns cea de la legea 18 pe 1991, ceea ce nu este adevărat. Și foarte mulți oameni la ora actuală ridică această problemă că au pierdut pădurea. Deci, cum să vă spun, era un termen de decădere, se numește. Nu te încadrezi în perioada respectivă, e ca și cum ai renunțat la proprietate. Și foarte mulți oameni, deci din ce am discutat cu cetățenii, asta este una dintre cele mai mari probleme existente în comuna Bustuchin. Foarte mulți oameni regretă faptul că nu au depus cerere, că n-au fost sfătuiți, cu toate că primăria la vremea respectivă avea inclusiv consilier juridic. Și cei care au depus cerere mergeau în instanță și de multe ori consilierul juridic al primăriei le era potrivnic. S-au întâmplat foarte multe cazuri. Acum nici să nu fim subiectivi. Nu sunt subiectiv, să știți. Pentru că cel puțin eu nu știu situația. Oamenii, dumneavoastră ne spuneți, da, ne spuneți punctul de vedere al noastră. Oamenii îi rog să judece în funcție de informațiile pe care le știu și de ceea ce le spun eu și de ce le spun ceilalți. Și trebuie ca să cearnă. Eu nu contest, da, ce spuneți dumneavoastră. Da. Dar v-aș întreba, orice om care are un drept, nu renunță el că îi spune persoana X, bă, nu mai face cererea aia. Dar, pentru că cel puțin după Revoluție, oamenii pentru pământ, știți și dumneavoastră, au fost certuri mari, chiar între frații. Oamenii s-au luptat până la ultima picătură de sânge, mai ales pentru păduri. Eu sunt subiectiv pentru că nu știu situația de acolo. Dar eu vă spun din prisma experienței mele. Da, de oameni informați, dar dacă sunt niște oameni simpli care nu sunt informați și au încredere în anumiți funcționari, ei pot fi ușor induși în eroare. Deci foarte mulți oameni, îmi pare rău, dar o să puteam ca să aduc nume, să aduc o listă, să aduc semnături pentru așa ceva. Mai aveți timp, că intrați în campanie și acum aveți timp să disecați, să dezvoltați subiectele, pentru că în campanie fiecare vine cu armele lui. Da. Arme politice și administrative. Da. Deci, până la urmă, de ce au pierdut oamenii ăștia pământul? Pentru că, spuneți, era cam... Era la... o proporție de 2 la 1 pădurea, cam așa era în majoritate. Da. Și foarte... N-au mai fost moștenitorii? Ce s-a întâmplat? Nu și-au mai căutat dreptul? Sau... Da, acum cel mai mare proprietar... Vedeți, stimați domn, că trebuie să mai luăm în calcul și un subiect. Pe timpul comunismului s-au făcut împăduriri. Și se treceau terenurile din proprietate privată în stare de utilitate publică, cum era atunci, pe vremea cooperativizării. În Bustuchin, să știți, a fost doar pădure comunală, cum se numea, n-a fost pădurea statului. Deci, dacă omul respectiv avea cureaua de pământ, și suprafața care a fost împădurită, înțelegeți dumneavoastră, chiar dacă nu apărea, se vedea că este a lui. Pentru că ea se ținea... Pe continuitate, cum da, pe continuitate. Cum se numește, v-am spus, așa, în termen țărănești, curele, noi, curelește. Da. Se ținea curelește, din punctul cutare în punctul cutare. Iată, spuneți dumneavoastră, aici trebuie făcute, rezolvate problemele. Da, sunt foarte mari probleme la fond. Cam câte persoane sunt care nu și-au... Din ce aveți dumneavoastră datele pe... Păi, proprietate de din ce am discutat eu sunt forestier. Din ce am discutat eu, dar vă dați seama, procentul e mult mai mare. Pe fondul forestier eu am discutat cu cel puțin, să zic, 80-100 de persoane care au mari probleme. Dar acum dacă se direcționează banii aceia de la bugetul local, e un lucru bun. Păi nu mai este un lucru bun, pentru că, vedeți dumneavoastră, cadastru s-a făcut pe actele eliberate după 1990. Deci dacă dânsii n-au cerut... Foarte mulți au pierdut proprietatea la acea pădure. Deci dânsii nici nu mai pot să revină. Înțelegeți dumneavoastră? N-au mai avut documente? Nu, sau... dar pădurea, cum să vă spun, acum nu s-a mai dat pe vechile amplasamente. Da. Acum ce făcea? Venea, să zicem, cetățeanul X. Îi se dădea 2 hectare în punctul cutare. Venea cetățeanul Y. Ei n-au avut niciodată acolo. S-a închis, dar la o respectivă, degeaba vine cetățeanul care a avut pădurea pe acolo. Dânsul nu mai poate lua. Deci la ăștia li s-a făcut titlul de proprietate în punctul respectiv, li s-a făcut acum carte funciară, înțelegeți dumneavoastră? El și-a pierdut efectiv acel drept de proprietate asupra pădurii lui moștenite. Și cetățenii aceia n-au știut că vine comisia de fond de acolo să vină măcar cu 2 martori, că era proba cu martori, știți? Da, era proba cu martori, dar să știți și aici, la proba cu martori foarte mulți cetățeni simpli până să feresc de pădure. Număr de hectare se dădea de procese, pe proba cu martori, da, și se debina titlul în instanță. Hectare, da. Dar v-am spus, foarte mulți au avut aceste probleme. Și acum când a fost și legea asta lupu, se dădea pe vechiul amplasament, avea acolo un punct, dacă se putea, în limita disponibilității pe vechiul amplasament, dacă vechiul amplasament a fost ocupat, te trimitea în altă parte.
Dacă te trimite, judecai. Da, tot îți dădea ceva până la urmă. Da, dar foarte mulți cetățeni... Deci nu pierdeai. Deci eu vreau să vă spun că foarte mulți cetățeni au fost induși în eroare și știu foarte bine ce spun, să nu mai depun aceste cereri. Deci știu foarte bine acest lucru. Din discuțiile cu cetățenii. Ce veți face dumneavoastră pentru acești oameni dacă veți veni primar în Bustuchin după iunie 2020? Deci aici este o problemă care nu pot să mint că o voi putea rezolva. Este o problemă... Viziunea dumneavoastră, pentru că sunteți candidat și aveți o structură, deci, de proiect cel puțin. Viziunea mea care este... Dacă dânsi la legile în vigoare nu-i poți ajuta. Deci nu pot ca să mint că îi poți ajuta. Din câte știu, dintr-o discuție cu domnul Vâlceanu, există un proiect al Partidului Național Liberal depus la Camera Deputaților, prin care să se mai acorde un termen pentru cetățenii care au pierdut definitiv proprietățile, atât de pădurile, cât și reparație normală, da, o reparație și morală, da, și normală. Da, și normală. Deci, dar acești cetățeni ar putea fi ajutați numai în cazul în care s-ar vota un asemenea proiect. Deci așa nu pot să spun că o să-i ajut și să-i mint ca să le obțin votul. Mai bine spun adevărul și... Bugetul pe 2020, domnule consilier Pătrulescu, cum îl vedeți acum la început de drum pentru 2020 și cu ce proiecte sunt puse pe masa consilierilor? Păi aici la și cu ce la buget, se poate face și ce se mai poate prinde pe rectificări, unde ar mai fi nevoie? Acum rectificările, vedeți dumneavoastră, alea sunt făcute de domnul primar în funcție atunci și dânsul prioritizează. De obicei, în comuna Bustuchin este un buget mincinos. Ca să vă explic. Anul trecut, în 2019, noi, datorită faptului că se află petrolul în comuna Bustuchin, este un capitol care are codul 3602, se numește alte venituri, și în care primăria Bustuchin încasează niște bani de la petrol în funcție de sondele care se pun, de taxele care intră. Iar se exploatează. Da, ce se exploatează. Aici este o chestie fluctuantă. Deci într-un an se pot lua bani mai mulți, într-un an se pot lua bani mai puțini. Din ce știu eu, în ultimii 4 ani nu s-a luat niciodată aici sub 10 miliarde. Adică sau aproximativ, că anul trecut s-au luat 9,5 miliarde. Dar ce s-a întâmplat? Domnul Ciocea, când a prezentat proiectul, a venit la această rubrică anul trecut, în 2019, cu o viziune a dânsului de 75 de miliarde. Deci din cele 75 de miliarde de au fost trecute în buget, bugetul s-a aprobat pe 19 aprilie anul trecut, la finalul anului, deci am luat cifrele din raportul primarului și din bugetul votat pe 19 aprilie 2019. În realitate, din 75 de miliarde s-au realizat 9,5. Ținând cont că noi am avut tot bugetul 132 de miliarde, vă dați seama că efectiv jumătate din buget nu a venit. Au fost niște bani care s-au preconizat, dar ce se întâmplă? Atunci când se întocmește acest buget, dacă vii cu asemenea previziune, toată lumea zice, Doamne, ce lucruri minunate se pot face în comuna Bustuchin. Sunt bani de drumuri. Se termină căminul multifuncțional, se termină baza sportivă, se asfaltează nu știu ce sat, s-a făcut acolo o consolidare. Și când te uiți pe buget, zice extraordinar, ce se face în această comună nu există, înțelegeți dumneavoastră. Dar la finalul anului... Dar s-au făcut lucruri, acum trebuie să spunem clar, cine trece, și am văzut de-a lungul vremii, sunt diferențe reale. Acum v-am spus dumneavoastră, deci noi, spre exemplu, la această rubrică... Acum cifrele dumneavoastră le știți, nu le știu. Deci eu acum discut tehnic pe cifre. Noi, să vă dau un exemplu, la acest capitol anul trecut, la capitolul 3602 din buget, alte venituri, noi am avut previziuni de 75 de miliarde. Ca să vă dau un exemplu, comuna vecină cu noi, Roșia de Amaradia, la acest capitol a avut previziuni 18.000 de lei, 180 de milioane. Ca să vă dați seama de diferență. La ei nu sunt exploatări, că și da, nu sunt exploatări și nu vin bani. Deci noi, odată, avem bani de cheltui 10 miliarde, o sumă frumușică, în plus numai de aici. Acum ce se întâmplă? Noi avem petrol. Există un punct de lucru la petrol. Al doilea angajator din comuna Bustuchin este Liceul Tehnologic și acolo sunt 72 de angajați. Și conform legii administrației publice locale,
banii care sunt, care se plătesc acolo, impozit pe profit, TVA, se întorc la bugetul local. Iar aici, la impozitul pe profit, datorită petrolului și astea, noi am mai avut încă un 5 miliarde în plus față de dânși. Deci 10 cu 5 fac 15. 15 miliarde numai anul trecut. Au fost ani mai buni, deci când am avut la acel capitol, am avut la capitolul alte venituri, am avut 20 de miliarde în plus. Înțelegeți dumneavoastră? Deci noi tot timpul plecăm cu un plus față de Comuna Roșia de Amaradia, care este cam echivalentă cu 200 de persoane mai puțin, dar este puțin mai mare la suprafață. Deci noi plecăm cu 20 de miliarde în plus. Deci automat la noi se poate face mai multă treabă pe banii proprii. Despre ce s-a făcut și ce se poate face după scurta pauză publicitară. Da. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesionist. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Restaurantul Boulevard, situat în zona gării din Târgu Jiu, organizează la prețuri mici, nunți, botezuri, zile onomastice, pomeni și alte evenimente din viața dumneavoastră. Experiența de peste 40 de ani în domeniu ne-a ajutat să ne îmbunătățim serviciile și să vă oferim calitate. Restaurantul Boulevard. Relații la telefon 0744 578 079. iWash, curățătorie și spălătorie ecologică, vă oferă servicii de cea mai înaltă calitate pentru garderoba dumneavoastră. La iWash spălați toate tipurile de materiale textile, călcătorie profesională cu aburi pentru îmbrăcăminte, articole casnice și multe altele la prețuri începând de la numai 3 lei. iWash, cea mai nouă spălătorie și curățătorie din Târgu Jiu, o găsiți pe strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 19A, zona de Barcader, lângă Liceul de Chimie și la telefon 0767-249-221. iWash. Nou în Târgu Jiu, City Bar and Josper Grill, o locație marca ANA. Ne-am obișnuit de-a lungul anilor cu calitatea superioară. Menținem standardele ridicate și venim cu o locație nouă pentru clienții noștri. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 17. Te așteptăm în fiecare zi cu specialitatea casei, platouri tradiționale, salate, pizza, băuturi alcoolice și non-alcoolice. City Bar and Josper Grill, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, lângă Hotel ANA. Martie este seara doamnelor și domnișoarelor la restaurant Daciana. Restaurant Daciana. Te așteptăm cu un meniu bogat și variat, voie bună și muzică live oferită de formația Crinul Band Târgu Jiu. Toate acestea la doar 100 de lei de persoană. Pentru rezervări sunați la 0727 887 581. Restaurant Daciana, alături de tine într-o zi specială.
Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai modernă clinică în domeniul recuperării medicale. Tratează o gamă largă de afecțiuni: reumatologie, neurologie, ortopedie, ginecologie, pediatrie, dermatologie, postoperator, sportive, cu proceduri de ultimă generație, cât și masaj terapeutic și de relaxare. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Locotenent Colonel Dumitru Petrescu, numărul 29, lângă magazinul Profi, și la numărul de telefon 0770 115 004. Centrul de recuperare Kineto Maria, cea mai bună clinică în 2020. Aveți vechime în muncă și înainte de anul 2011? Știți unde este carnetul dumneavoastră de muncă? Întrebați-ne, vă putem ajuta! Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj, 0253-23-7933. Program de luni până joi, 8-16-30, vineri, 8-14. Posesia carnetului de muncă reprezintă o condiție esențială în stabilirea vechimii în muncă și întocmirea la momentul oportun a dosarului de pensionare. Sunt 2000 și ceva de ani. Am revenit, stimații noștri privitori, în partea a doua întâlnirii noastre cu domnul consilier și președinte PNL Bustuchin, domnul Cornel Pătrulescu, și vroiam să vedem viziunea domniei sale, după cum ne-a promis, vis-a-vis de ceea ce reprezintă stadiul de dezvoltare și ce se poate face punctual pentru comuna Bustuchin, spuneați dumneavoastră, ca să nu mai fie nevoie să plece lumea să muncească afară. Pentru că, așa, după cum am înțeles de la dumneavoastră, sper că am înțeles bine, principala dumneavoastră provocare este să motivați oamenii să rămână, să-și găsească un loc de muncă acolo, la Bustuchin. Da, să încercăm să stimulăm investițiile, să se creeze locuri de muncă în comuna Bustuchin. Deci, aș vrea să spun aici că... Spuneați că petrolul e o gură de oxigen. Da, petrolul este o gură de oxigen mare și din când în când mai vin așa mici guri de oxigen. Sunt firme private care fac mici lucrări, de servesc OMV Petromul, cum este și acum, de bagă niște colectoare acolo. Sunt două firme, dacă nu mă știu, Comesadu și Habau, la care temporar mai se angajează pe durată determinată, sau unii au mai plecat și cu dâns și cetățeni din comuna Bustuchin care nu au de lucru. Dar vreau să spun că acum seara, dacă mergi prin comuna Bustuchin, te cuprinde o mare tristețe. Nu ai cu cine să discuți. Magazinele sunt majoritate goale. Foarte mulți tineri sunt plecați afară. Deci nu s-au creat locuri de muncă. Pe vremuri era o fabrică de cărămidă care a funcționat din 1975 până în 2003, când domnul Ciocea a închis-o. După aceea a venit în 2009 cu niște investitori spanioli că va deschide nu știu câte locuri de muncă, investiție de 18 milioane de euro. După aceea, acum ne spun că acel investitor a făcut un împrumut de 300.000 de euro și ridică un depozit. Dar locuri de muncă nu s-au creat în Bustuchin. Ăsta este adevărul. Ăsta este crudul adevăr. Deci dacă nu se face ceva pe investiții să se creeze locuri de muncă, comuna va rămâne pustie. Mai aveți un președinte cooperativă aceea pe Șofran, parcă... Păi, iartă... acea cooperativă pe Șofran, i-am cerut domnului primar să-mi pună și mie la dispoziție contribuția acelei cooperative la bugetul local, cu toate că a trecut termenul legal. Dânsul a venit în altă emisiune și a prezentat acolo că în cel mai bun an a plătit 9.300 de lei, 93 de milioane la bugetul local, o chirie, că stă într-o clădire a primăriei, are și sediu social respectiv asociație. Dar sunt și locuri de muncă și acestea cântăresc. Nu, locuri de muncă acolo nu sunt decât sezoniere. Câteva zile când se lucrează terenul și câteva zile când se lucrează șofranul. Ia câțiva zilieri și atât. Pe ce ați propune dumneavoastră să se facă această extindere a activității economice la Bustuchin? Pentru că spuneți dumneavoastră... Nu, în primul rând aș vrea aici ca să detaliez un pic lucrurile, dacă îmi dați voie. Deci, în comuna Bustuchin, când vin aceste firme de
Petrolul, a spus dumneavoastră. Da, care deservesc petrolul. Sunt apropiați ai domnului primar care fac foarte mulți bani. Cum? Păi acum noi nu putem să știm. Nu, cu tot respectul vă spun. Da, dar eu vă spun că aceste lucruri se găsesc inclusiv la unii fiind persoane publice în declarațiile de avere. Deci aceste lucruri se pot demonstra, nu o să dau un nume, nu vreau ca să spun alte lucruri. Ce se întâmplă? Un teren rămâne nefolosit acolo la fabrica de cărămidă. Alt teren lângă se închiriază și se ia câteva sute de milioane de lei. Sunt bani care se pierde la bugetul local care s-ar putea investi. Iar sunt persoane care închiriază locuințe, apartamente în comuna Bustuchin cu sume foarte bune, cu 2 milioane și ceva de lei pe zi. Deci 250-260 de lei. Iar domnul primar îl ține pe acel investitor la situații de urgență și a plătit în cel mai bun an 93 de milioane, deci cât ar putea să ia într-o lună, pe suprafață dublă. Înțelegeți dumneavoastră? Aici, după părerea mea, se pierde o sumă de circa anual, să nu exagerez, undeva la 150.000 de lei, adică 1,5 miliarde, care ar putea să vină la bugetul local să deblocheze anumite activități. Ce aș face eu dacă aș ajunge primar? Deci, în primul rând, aș încerca redeschiderea fabricii de cărămidă. Dar este un proiect de lungă durată pe care n-aș vrea ca să-l detaliez. Am avut o discuție la partid pe această temă, inclusiv cu domnul Ciocioi, cu domnul Tănase, și au zis că în cazul în care voi câștiga mandatul de primar, dânsii mă ajută să fac un proiect european pe această temă. Să nu mai fie doar o promisiune neonorată. Deci pentru cetățenii comunei Bustuchin. Acum voi lua câteva aspecte scurte, așa cum aș face, să zic, câteva locuri de muncă rapid. Deci, în primul rând, prin primărie aș achiziționa un tractor și o instalație de curățit pășuni. Deci în comuna Bustuchin, 30% din pășunile din comuna Bustuchin s-au umplut cu mărăcini. Deci aș face un centru de colectare a laptelui. Primăria nu se implică în așa ceva. Dacă am ajutat acești cetățeni, dacă i-am încurajat să se asocieze, să pună pășunile la un loc, înțelegeți dumneavoastră, poate din indemnizația aceea de oaia de la Apia, pe animal, să angajăm un om care să le aibă în grijă, să-i asigure un salariu, că n-ar fi mare lucru, că s-ar putea face acest lucru, să împrejmuim acele pășuni pe fiecare sat. Cred că s-ar putea crea rapid în fiecare sat 1, 2, 3 locuri de muncă. Ce mai este în comuna Bustuchin? Liceul Tehnologic Bustuchin a câștigat o fabrică de brichete și peleți. Un proiect. Care prevedea 6 locuri de muncă. S-a dus la finalizare, s-a lucrat foarte puțin atunci. Știu că domnul primar a angajat un pensionar care după aceea n-a mai fost. De 6 locuri de muncă, cum a prevăzut proiectul, respectiva fabrică de peleți și brichete stă închisă. Este în sudul fabricii de cărămidă, acolo în comuna Bustuchin. Deci este pusă la punct, din ce știu eu, din 2017, dacă nu mă înșel, ultima oară ne-a adonat primăriei comunei Bustuchin, a donat petrolul un transformator ca să poată fi pus în funcțiune. Deci astea sunt un aspect. Aș vrea ca să fac un site coordonat de primăria Bustuchin în care cetățenii să poată vinde produse tradiționale, sănătoase, între ei, în comuna Bustuchin, coordonate de primărie. Și nu neapărat numai în comuna Bustuchin. Poate aș să ne unim în acest site 3-4 comune. Eu sunt convins că sunt mai ales tineri care vin de afară, care ar vrea să mănânce o mâncare sănătoasă. Poate vecinului la 3-4 case ar avea să vândă, dacă nu comunică, dacă nu știu. Și acum, ăsta este adevărul. 10% din zi, cel puțin, oamenii îl stau cu ochii în telefon, să uită la știri, la anunțuri. Deci asta ar fi unele din problemele care aș avea. O prioritate pe care aș vedea în comuna Bustuchin ar fi educația. Deci s-a făcut și nu s-a făcut la infrastructură în educație în comuna Bustuchin. Cel puțin din câte se observă din afară, da. Liceul este unul dotat, este unul cu investiții importante. Nu și știu ce să vă spun. Acum mai este un program în delurare, aș vrea ca să vă spun alte. Păi vorbiți despre programul acela, ce se poate... Nu, ce vreau să vă povestesc, am vorbit cu părinții.
Avem la Poiana Seciuri, avem o școală modernizată cu 5.400.000 de lei, deci cu 54 de miliarde de lei vechi, în care în două clase copii îngheață în clasă. Deci s-au adus rezistențe electrice în respectiva clasă. Pentru acea școală a fost modernizată și, mă rog, recepționată de primăria Bustughin, dacă nu mă înșel, în 2013. La varia centrală sau ce Dumnezeu? Nu merge, a fost prost proiectată, nu merge la capacitatea maximă să închid caloriferele pe hol ca să ajungă căldura în ultimele săli. Aceeași problemă este la grădinița cu program normal care este în satul Bustuchin peste apă. Deci iar acolo în două săli îngheață copiii, s-au cumpărat rezistențe electrice. Înțeleg că o problemă iar este la fel în... Acum domnul primar ne-a spus că l-a prins în proiect, dacă respectivul proiect de buget nu n-o fi tot unul mincinos, că acum la rubrica aceea de v-am spus pe 2020 la alte venituri, dânsul nu mai prevede 75 de miliarde, prevede doar 42, iar bugetul în totalitatea lui îl scade de la 132 la 122 de miliarde de lei vechi, cum ar veni, la 12 milioane 200 de lei noi, cum se spune acum. Deci, educația, trebuie să avem o foarte mare grijă de educație, pentru că era un proverb, școala este clădirea înăuntru căreia se află viitorul nostru. Dacă nu avem grijă de școală, avem un colectiv de profesori acolo și acum probabil o să se supere domnul primar, dar domnul director care este acolo a făcut niște lucruri extraordinare și acum la Olimpiada de Română, dânsul este profesor de română, a avut niște rezultate excepționale cu copiii pregătiți de dânsi și noi trebuie să dăm cezarului ceea cezarului. Acum nu știu de ce dânsii au fost împreună și acum nu mai sunt, că văd că foarte mulți oameni l-au părăsit pe domnul Ciocea și dânsul spune că toți sunt de vină, numai dânsul nu. Acum eu o să vă spun un vechi proverb românesc. Dacă o persoană spune că ești băut, poți să râzi de ea. Dacă spun două, trei, mergi acasă și te culci. Haideți să vorbim despre proiectele dumneavoastră, pentru că, așa cum v-am rugat, dacă era și dânsul prezent, puteați să vă duelați în declarații politice. Deci, domnule consilier președinte Cornel Pătrulescu, ce aveți dumneavoastră ca și proiecte vis-a-vis de dezvoltarea administrativă a comunei? Da. Deci, un lucru iar care sperie investitorii în comuna Bustuchin este impozitul foarte mare pe clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice. Noi în Bustuchin avem 1,3% din valoarea clădirii. Ca să vă dau un exemplu, în Târgu Jiu este 1%. Noi în Bustuchin avem 1,3%. Deci la o clădire de aceeași valoare, în Bustuchin se plătește cu 30% mai mult. Alt lucru care am vrut să-l spun, cum v-am explicat, de acel capitol de venituri, alte venituri unde se ia. Ați spus că cele care vin de la petrol. Acele, dar și de la micii investitori. Da, acele venituri care vin de la petrol vin datorită cetățenilor care au teren în comuna Bustuchin. Impozitul pe teren în comuna Bustuchin nu aduce un mare aport, aduce undeva la un miliard și ceva. Iar în mod eronat s-a prezentat la cetățeni că impozitul în comuna Bustuchin este minim. Nu este minim. Din, cum să spun, dintr-o recunoștință, dintr-o gratitudine față de cetățeni, că deja se obține o sumă foarte mare, uneori și de 20 de ori mai mare decât ceea ce se obține din impozit, impozitul pe terenuri și pe clădiri la cetățeni ar putea fi scăzut cu 20%. Deci, la ora actuală, impozitul este 0,1% din valoarea clădirii, iar minimul este 0,08. Înțelegeți dumneavoastră? Și aici am putea ca să ajutăm cetățenii. Eu acest impozit de 1,3% eu l-aș scădea la valoarea minimă la 0,8, pentru că deja suntem la o distanță mare de orașe principale. Noi suntem la 60 de kilometri de Târgu Jiu, la 80 de Craiova, la 100 de Vâlcea. Deci, un investitor care are venit cu comuna Bustuchin deja are o problemă cu transportul. Deci, el mai consumă din investiție ca să ducă respectivul produs undeva ca să-l desfacă, ca să-l vândă. Deci, dacă nu am creat aceste facilități legal, înțelegeți dumneavoastră, nu va veni niciun investitor care... Un investitor care vine în comuna Bustuchin, el prima dată studiază taxele și impozitele locale. Degeaba după aceea să te duci la primărie, că să-i dea facilități. Prima dată ar trebui ca să vină investitorul, ca să întrebe, nu să căutăm noi... Odată venit investitorul, găsește personal
calificat disponibil să se angajeze la Bustuchin, domnule consilier președinte? Da, eu cred că găsește. Foarte mulți tineri sunt foarte bine pregătiți, dar din nefericire, foarte mulți tineri și cu studii superioare n-au avut ce să facă, au plecat în străinătate la lucru. Eu personal am fost plecat circa 12 ani în Franța și un an și ceva în Grecia. Deci pur și simplu nu aveai viitor atunci nici în comuna Bustuchin, atunci nu prea erau locuri de muncă. Acum s-a schimbat mai mult situația. Deci în construcții se mai găsesc locuri de muncă. Foarte multe persoane care sunt, noi efectiv avem, să spun așa, o colonie foarte frumoasă în Franța, la Paris, cred că sunt peste 150 de persoane din comuna Bustuchin stabilite în Franța. Care din nefericire, foarte mulți familii tinere și-au dus cu ei copiii. Copiii și-au făcut acolo prieteni. Și s-au stabilit, da, acolo și sunt șanse foarte mici ca să se întoarcă. Poate ei se mai întorc, dar copiii lor deja și-au făcut prieteni, și-au făcut un viitor. Deci nu mai știu, dar era un înțelept care spunea că locul natal este locul unde îți petrești tinerețea. Nu neapărat unde te-ai născut. Acolo te simți atras toată viața. Și dacă acei tineri și-au petrecut în străinătate, acea tinerețe este foarte greu ca să-i rupem de acolo, mai ales că sunt facilități și oportunități mult mai mari decât în comuna Bustuchin. Domnule consilier Cornel Pătrescu, pentru vârstnici aveți cu siguranță proiecte și v-aș ruga să le detaliați, pentru că da, pentru dacă spuneți că tinerii au mai și plecat, vârstnicii sunt cei care vor cuantifica ceea ce pentru fac. Pentru vârstnici știu că sunt două proiecte în derulare. Acum am văzut că detaliați-le puțin, da, ca să le avem și noi la cunoștință. Primar zice că vine cu un proiect social, un centru social pentru bătrânii pe care îl va face la Poiana Seciurii. Doresc succes dacă vine. Ar fi un lucru bun pentru Da. Deci eu toate vreau ca să le spun la cetățeni și se poate verifica pe site-ul primăriei, care acum când merge, când nu merge, vechile proiecte sau știu. Eu toate proiectele care au ținut de interesul cetățeanului le-am votat. Eu n-am fost de acord cu proiectele care nu erau în sprijinul cetățenilor, care nu erau în interesul cetățenilor. Au fost și astfel de proiecte. Ca să vă dau un exemplu, acum am avut în ultima ședință de Consiliu un proiect foarte ciudat. Deci, după demiterea viceprimarului, primăria se judecă, Consiliul Local, cum ar veni, se judecă cu primarul. Primarul a dat în judecată Consiliul Local și își cere drepturile. Acum, dacă câștigă viceprimarul, domnul Stoienescu, el nu poate câștiga decât diferența aceea de salariu, că el s-a dus profesor la școală, profesor de matematică. Dar domnul primar ce a prezentat? Că au fost și anumiți cetățeni acolo. A spus, dacă ne câștigă ăsta, ne cere câte 80 de milioane pe lună. Ori 6 luni ne ia 480 de milioane, aproape 500 de milioane. Vedeți, oameni buni, cum vrea să ne ia bani. În realitate nu este așa. Și dânsul a cerut puteri maxime, cum era vorba aceea, lider maximo, așa, ca să dânsul să hotărască ce quantum de la avocați angajați în procesele pe care le va susține Consiliul Local, Primăria Bustuchin sau OAT Bustuchin. Domnul primar a venit foarte supărat cu acest proiect, pentru că în ședința din 31 ianuarie, dacă nu mă înșel, dânsul venise cu un proiect prin care propusese la procesul cu vicele 4.000 de lei pentru un avocat, care nouă ni s-a părut un onorariu foarte mare pentru o primă reprezentare. Deci ni s-a părut 40 de milioane. Ce proces era? Păi domnul viceprimar a contestat legalitatea și temeinicia înlăturării sale din funcție. Păi dar au votat consilierii acum. Da, dar a votat consilierii. Eu, să știți că eu am votat pentru înlăturarea din funcția domnului viceprimar și nu iau apărarea. Pentru am avut și un vot politic și în primul rând domnul viceprimar a făcut tot timpul ce a spus domnul Ciocea. Deci acum a fost o ceartă, dar să vă spun de ce din punct de vedere temeinic și legal. Domnul Ciocea a venit cu acest proiect în septembrie 2019. Principala motivare a fost că nu sunt bani la bugetul local să-l mai plătească pe viceprimar. În octombrie 2019 a venit 9 miliarde jumate de la Consiliul Local. Deci veni să răbani. La Consiliul Județean. De la Consiliul Județean. Așa. Domnul primar, fără să mai schimbe acel raport economic care era din septembrie, care nu mai era de actualitate, a venit cu același proiect.
Poate ar fi fost ceva găuri care trebuia să fie acoperite. Eu știu, nu știu, deci nu pot să speculez. Vedeți, nu putem să trecem așa superficial peste... Nu, dar atunci, în mod legal și temeinic, trebuia să vină cu un... Cu actualizare. Da, cu un raport actualizat al contabilității, care să spună... Că este... Să spunem pentru școală, domnule președinte, pentru că aveți proiecte și aici pentru tineri, pentru școală, dar nu terminați cu centru pentru bătrâni. Unde acum, va funcționa? Acum am văzut că se va face un centru pentru bătrâni în Poiana. Zice domnul primar că va accesa niște bani. E bine venit, pentru că tinerii sunt foarte singuri. Eu am văzut... Bătrânii sunt foarte singuri. Cel mai mare lucru care s-ar putea face pentru bătrâni ar fi să-i aducem pe tineri înapoi lângă dânsii. Că eu vă spun sincer, mai este cu centrul acela social din comuna Bustuchin. Domnul primar spune că va aduce 1 milion de euro, se vor crea 30 de locuri de muncă. Corect. Acele locuri de muncă sunt bugetate pe 3 ani. Deci sunt bugetate din acel 1 milion de euro pe 3 ani. După 3 ani ce facem? De unde îl bugetăm în continuare? Deci după 3 ani acel... Păi găsiți venituri, eu știu, dar la petrol, de acolo, nu știu, de fondul experimentare. Dar după 3 ani... Important este să dați drumul la treaba asta, să aduceți bătrânii acolo, să fie... Deci important este ca să facem o activitate productivă în comuna Bustuchin. Dacă nu facem o activitate productivă, vedeți dumneavoastră, aceste centre, dacă rămân pe bugetul local, încet, încet vor deveni o piatră de moară. Deci trebuie ca să creez în primul rând locuri de muncă productive. Trebuie ca să aduci un investitor care să facă o fabricuță, care, mă rog, oameni care să investească în agricultură, dar în realitate să investească în agricultură. Nu știu sunt terenuri suficiente pentru a se investi, domnule președinte? Da, sunt terenuri în comuna Bustuchin foarte multe. Se pretează, eu știu, pentru pomicultură, legumicultură sau apicultură. Bătrânii noștri, da, au fost făcute... Ce se producea pe vremea cooperativelor de producție acolo la Bustuchin? Principala cultură era porumbul și grâul. Cultura mare, cum se spune. Da, dar bunicii noștri, cum au trăit atunci, înainte, dânsii se hrăneau din creșterea animalelor, din cultivarea pământului în grădină pentru creșterea animalelor, cum făceau ei. Legumicultură de asta. Da, și cultivarea pomilor. A, deci merge pomicultura. Da, în Bustuchin merge pomicultura foarte bine, dar din nefericire nu s-a... Păi puteți da drumul la o valorificare de fructe... Da, dar prima oară trebuie să investim... Industrializare pe producție mică... De plantații. Dacă nu investim în această creare de plantații, nu avem... Păi nu se poate, domn președinte, să comasați și terenuri, că dacă toți sunt bătrânii care nu mai sunt... Eu zic că se pot comasa foarte multe terenuri. Spre exemplu, cel mai productiv teren... Dacă a fost și APO, ele sunt cam apropiate, să zicem, cât de cât. Cel mai productiv teren din comuna Bustuchin este în satul Pojaru. Deci, în satul Pojaru sunt așa de mulți tineri plecați, că sunt tarlale de câteva hectare nelucrate. Deci au rămas pur și simplu nelucrate, care era teren arabil, cultivat cu porumb, cu grâu, deci au rămas, să nu zic, sunt cel puțin bucăți de 4, 5, 6 hectare, nu și mai mult. Da, teren nelucrat, care a rămas nelucrat. Dar fi de acord proprietarii să le unească ca să dați drumul la o activitate profitabilă, pentru că, așa cum spunea și dumneavoastră, singura șansă care se vede acum este producția. Da, fără producție. Pe comerț nu mai prea merge, nici la sat, nici la oraș, pe adaos. Nu știu, la comerț v-am spus, ar trebui încurajați oamenii ca să facă schimburi și să mănânce produse naturale între ei. Și chiar să le vindeți, domnule președinte, pentru că supermarketurile caută produse din acestea, bio, brânză, eu știu, roșii, ouă. Acum, dar zic că sunt foarte căutate și sunt notate, produs bio, nu știu în ce. În comuna Bustuchin este foarte greu să faci produse bio din cauza petrolului. Deci trebuie să nu ai o industrializare pe o anumită suprafață, acum să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mai aveți și zone unde nu... Mai avem câteva zone acolo în Pojaru, dar v-am spus, în mare parte nu ne putem îmbăta cu apă rece pe aceste lucruri. Vreau ca să discut puțin și despre bugetul echipei de fotbal la comuna Bustuchin. Vă rog, Gilortul... Nu, Petrolul Bustuchin. Petrolul Bustuchin, ce scuze. Voi face prima dată o comparație. În anul 2018 a promovat în divizia C formația Internațional Bălești. Deci formația Internațional Bălești a promovat cu un buget sub 2 miliarde de lei. În anul 2019, clubul de fotbal Petrolul Bustuchin a avut un buget de 4,3 miliarde. Deci 430 de mii de lei.
Anul acesta, domnul primar a redus mult, deci bugetul, probabil, să nu zic așa, dar probabil și datorită poziției oamenilor care au fost informați, mai ales de mine, în mediul online. Deci bugetul anul acesta este 2,7 miliarde, dar care este foarte, foarte mare. Dar bănuiesc că pledați și dumneavoastră pentru sport. Acum, da, pledez pentru sport, dar vedeți dumneavoastră... Opozanța politică nu, trebuie să se topească da, în privința nu am intereselor probleme. Dar eu sunt, consider că banii proveniți din Comuna Bustuchin trebuie în primul rând folosiți pentru tine din Comuna Bustuchin. 90% din lotul echipei de fotbal nu este originar din Comuna Bustuchin. Deci am fost la un meci Petrolul Bustuchin cu echipa din Novaci, cu CS Novaci sau cum îi spune, și când am ajuns acolo am văzut un singur jucător din Comuna Bustuchin. Am crezut că e echipa noastră și zic, uite, domnul Popescu joacă la noi, și îmi zice un tânăr, nu, el e portar la Novaci. Păi și la noi, la cine este din Bustuchin? Nu este nimeni. Deci nu aveam niciun băiat în teren, după care a intrat un singur băiat atunci în echipa respectivă. Am avut un antrenor din Bustuchin, acum l-a trecut pe postul de... Cu toate că din 7 meciuri a avut 7 victorii. Nu știu de ce nu am mai făcut... E de lăudat faptul că se câștigă, se face sport. V-aș întreba, aveți un proiect special pentru că am ajuns la final, domnule președinte, și nu putem să depășim timpul alocat emisiunii. Pentru sport aveți un proiect? Pentru că da, rămân în aer subiectul. Eu, dacă aș ieși primar, aș face o academie pentru copii și juniori, în primul rând, pe fotbal. Deci, și cu toate că n-aș mai ajunge la promovare, pentru că nici n-are rost, că judecând după Gilortu Târgu Cărbunești, care a promovat și e Ciuca Bătăinilor în divizia C, decât să dublăm bugetul la echipa de fotbal, să cheltuim 6-7 miliarde, mai bine aș investi în tine. Aș vrea ca să aduc un profesor de tenis în Comuna Bustuchin, care să facă câteva ore pe săptămână tenis cu copii. Nu neapărat să... Este un profesor de karate care are rezultate foarte bune. Trebuie diversificat această activitate în mai multe ramuri. Nu trebuie ca să lăsăm efectiv numai pe fotbal și numai pe tineri din alte părți. Noi vă mulțumim, domnule președinte, pentru că am depășit foarte mult timpul. Și eu vă mulțumesc. Să aveți succes în activitatea dumneavoastră, iar și dumneavoastră rămâneți alături de noi, că aveți ce vedea și auzi.